Consiliul Județean Călăraș și Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș au organizat în data de 14 februarie, începând cu ora 18, pe scena sălii Barbu Știrbei, un spectacol dedicat iubirii. Trupa Taxi a sărbătorit alături de călărășeni primii 20 de ani de muzică, iar surorile din trupa Bambi au interpretat melodii îndrăgite de dragoste. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Valentin, un sfânt adoptat de români și sărbătorit prin iubire. Bună seara, domnilor și domnilor! Bun venit la spectacolul eveniment organizat de Centrul Județean de Creație Călăraș, subordonată a Consiliului Județean Călăraș. Eu sunt Marinela Voivozeanu și vom petrece câteva ore frumoase împreună astăzi. Vor urma foarte multe surprize din partea gazdelor noastre pe parcursul acestui an. Evenimentul de astăzi este unul dintre ele. Știu că ați venit pentru artiștii noștri de seamă de astăzi, oaspeți care vin des la Călăraș, unii dintre ei, alții poate n-au venit niciodată, dar noi așteptăm de fiecare dată cu plăcere pe fiecare dintre ei. Am fost împreună pe data de 24 ianuarie, atunci când am sărbătorit Ziua Unirii și au urcat artiști de seamă pe scenă. Asta se va întâmpla și în această seară. Bambi este o formație de muzică pop din România, formată din surorile Raluca și Denisa. Încă din copilărie, fetele au dovedit o foarte mare pasiune pentru muzică și au început cariera la Palatul Copiilor din București. Au urmat apariții TV la emisiunile Ba Da Ba Nu, Feriți-vă de Măcăruși și Abracadabra. Cine dintre noi nu și-a aduce aminte de aceste emisiuni, dar și de cele două artiste ale noastre? În anul 1999, trupa Bambi s-a remarcat la emisiunea Trupa de Șoc de la TVR, unde a câștigat voturile telespectatorilor. În august 2000, Bambi a lansat primul videoclip, Doi ochi căprui. Această piesă a devenit imediat un hit al tuturor generațiilor, fiind difuzată pe toate posturile de radio și televiziune. Albumul s-a vândut în decurs de 8 luni în peste 100.000 de exemplare. În anul 2011, trupa Bambi a câștigat discul de aur pentru cel mai recent album, Încânt iubirea. Chiar dacă au și cariere solo, Denisa și Raluca nu uită de trupa care le-a consacrat Bambi, doamnelor și domnilor la Călăraș, frumoasele noastre artiste, dar și talentate, Bambi! Pentru că vorbim de ziua îndrăgostiților și vă spuneam că îmi place că dansați și cântați și vă manifestați, am o coreografie specială pentru piesa următoare. Nu-mi spune că dansezi și tu. Dansezi și tu? Da, că sunt mică. Da. Bun, piesa următoare se numește Nebună e iubirea ta. Și avem noi o coreografie foarte simplă, atât de simplă încât am învățat-o și noi două. Credeam că avem o nebună, nu? Și o nebună și mai multe chiar. Avem o coreografie simplă de tot. Le arătăm cum e? Învățați și voi, da? Atenție, e așa. Nebună cu mâna dreaptă. Nebună e iubirea la inima așa ta. Hai că e simplu. Ați învățat, copii? Hai mai repetăm o dată. Cu toată lumea din sală, da? Mâna dreaptă. Nebună e iubirea. Hai, cam simplu. Doamnele, se face foarte bine, ai văzut, da? Domnii sunt rezervați, nu spun că e nebună iubirea. Deocamdată. Doamnele, spun și recunosc lucrul. Hai să înceapă piesa. Hai cu play-ul. Și ne pregătim, Călăraș. Toată lumea, mâna dreaptă. Haide. Hai, și în sală, mâna dreaptă. Și cântăm împreună. Nebună e, e, e iubirea ta. Și încă o dată. Nebună. Yeah.
mult pentru toată căldura și energia bună cu care ne-ați primit astăzi. Și noi ne luăm la revedere, dar să știți că pentru voi mai urmează o super surpriză, așa că să vă distrați la fel de frumos în continuare. La mulți ani, dragilor! La mulți ani! Mulțumim, Călăraș! Organizatorii Centrului Județean de Cultură și Creație prin Consiliul Județean ne informează și că urmează foarte multe spectacole în următoarea perioadă. Numai de Dragoberte, Iubim Românești, avem un spectacol artistic de interpretare muzicală, Întâlniri Ireparabile, cu Mircea Rusu, Călin Ionce și Paula Crișan. Trupa Distinto va fi la Călăraș, un concert de pop-opera. Bărbații la 40, femeile la 43. O piesă de teatru pe data de 28 februarie, începând cu ora 19. Vreau să vă anunț că, începând cu luna aceasta, Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș va aduce cel puțin câte o piesă de teatru în fiecare lună aici, pe scenă, în sala Barbu Știrbei Călăraș. Pe data de 6 martie vom avea un spectacol dedicat femeii, Mama Mărțișor Neprețuit, invitat special Cătălin Crișan, Constantin Măgureanu și Ionuț Galani. La Via în Roz este un spectacol concert. Emi Drăgoi va reveni pe scena noastră și Grand Orchestra pe data de 8 martie, începând cu ora 18. Spectacol Dor Octavian Dumitru este un spectacol eveniment pe data de 14 martie. Un turneu național Direcția 5 Povestea Noastră pe data de 17 martie, începând cu ora 19:30. Și vom avea din nou teatru. Maestrul Horațiu Mălăele va reveni pe scena noastră, dar și O femeie împărțită la 2 pe data de 26 martie. Organizatorii noștri merită toate aplauzele dumneavoastră. Una dintre cele mai iubite trupe autohtone, Taxi, a aniversat recent 20 de ani lansând albumul Taxi 20, ce conține 20 de piese plus bonusuri. Concertul din această seară face parte din seria aceasta de concerte aniversare. Cu o carieră bogată în concerte, premii, albume și videoclipuri care au scris istorie, trupa Taxi se distinge în peisajul românesc prin faptul că are întotdeauna ceva de transmis. Toate piesele compuse exclusiv de Dan Teodorescu exprimă o stare, transmit un mesaj. Indiferent de subiect, piesele sunt concepute foarte rar într-o cheie gravă, umorul, ironia, autoironia fac deliciul fanilor mai vechi sau mai noi. Doamnelor și domnilor, închidem în ochi astăzi, alături de trupa Taxi, mare. Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat. Sunt la lipsă, ce-am imunat și mic. Sunt deschis, tot ce gândesc mai puțin. Nu vine vorba despre ce dovintă. Vintă la două, că era să mă auzi într-una. Însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu. Încă nu, ca să știi că eu. Eu ceva nu prea reușesc. Cred că nu este civil băbăresc. Totuși o să încep să îți șantez. Te iubesc. Sunt bărbat, dar sunt genetic structurat. Să spun așa ce și